Hello! Bine te-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clip de empties, cum s-ar spune, în care povestim despre numai unul, mai puțin de 24 de produse de skincare, haircare, bodycare, adică îngrijirea pielii, atât a feței cât și a corpului, cât și îngrijirea și întreținerea sănătății părului. Disclaimer, acest clip nu promovează consumerismul, ci mai degrabă eu testez diferite produse din pasiunea pentru tot ce înseamnă îngrijire, rutine de îngrijire, pentru ca tu să nu fii nevoit să faci toate aceste experimente și poate să mergi la sigur cu unele produse, bineînțeles dacă ți se potrivesc așa cum mi se potrivesc și mie, în funcție de, uite, tipul de piele pe care îl am și nevoile pe care le au părul și pielea mea în general. Așa că să trecem la treabă, să începem prima dată cu produsele de skincare. Mi-am dorit foarte mult să încep cu acest produs. Este o loțiune hidratantă de la Hada Labo Tokyo. V-am tot povestit despre aceste produse. Eu, în momentul acesta, am doar ambalajul de la loțiunea hidratantă cu acid hialuronic. Conține un super acid hialuronic. Tot ce vă pot spune este că este un produs intens hidratant și, în general, această gamă se potrivește foarte, foarte bine pentru un ten uscat, așa cum îl am și eu, și sensibil, pentru că nu conține parfum. Știu că sunt produse best-seller în Japonia, sunt produse, pot să zic, sunt în top 3 produse preferate, în general, produsele de la Hada Labo, dar în mod specific mi-a plăcut foarte mult și această loțiune hidratantă, pe care o puteți aplica pe pielea umedă, ori aplicați puțin apă termală sau fie pur și simplu tenul umed și aplicați această loțiune în orice perioadă a zilei. Eu, de exemplu, după ce mi-aplic rutina, îmi fac rutina de skincare, pe parcursul zilei simt că sunt zone care se usucă pe aici, prin zona aceasta, în zona tenul neapărat, dar fruntea se mai usucă și atunci mai reaplicam, bineînțeles, această loțiune. Eu am înlocuit acidul hialuronic cu această variantă și chiar a fost foarte bun. Am mai testat de la Hada Labo crema de zi, crema de noapte, care mi-au plăcut extrem de mult, această loțiune, dar și crema de ochi. Sunt toate produse care mi-au plăcut extrem de mult și vi le recomand mai departe. Deci dacă vreți o hidratare super bună, un produs care să intre destul de repede în piele, dar și să mențină o hidratare a pielii, aceasta e varianta pe care vă recomand eu și vă recomand să intrați pe BBT sau pe alte site-uri să vă faceți o părere. Iar prețurile sunt medii, aș putea spune. Următorul produs despre care vreau să vorbesc este un alt produs care îmi place foarte mult și anume acest SPF 50 de la Altruist sub formă spray. Bineînțeles că folosesc și SPF-uri cremă, dar există eterna problemă. Ce facem atunci când trebuie să ne reaplicăm SPF-ul atunci când avem make-up? Ei bine, eu am evitat produsele de tip pudră sau de tip stick, din motive evidente. Stick-ul îmi poate afecta machiajul, iar pudra mi-o usucă tenul, având un ten uscat. Așa că am optat pentru varianta spray. Dacă știi că ai un ten gras și nu unul uscat, poate această variantă nu este potrivită pentru tine, pentru că au mai testat și alte persoane și au spus că își simt tenul mult prea dewy, mult prea îngrășat, efectiv încărcat. Pentru mine, eu îmi doresc un aspect lucios, îmi doresc senzația aceea de ten hidratat, plumped, și SPF-ul ăsta chiar își face treaba și în această direcție. Mi se pare că îmi și setează machiajul, mă și protejează de soare și de razele dăunătoare și mi oferă și un aspect sănătos așa și strălucitor. Eu îl folosesc pe tot parcursul anului, chiar dacă este SPF 50, e unul dintre produsele mele preferate. Eu îl găsesc în BBT și pe acesta. Majoritatea produselor le iau din BBT sau de pe Notino, zic de pe acum. Prețul cred că este undeva la 30 și ceva, maxim 40 de lei, sper să nu mă înșel. Cel mai bine o să vă las link-uri cu produsele și vă faceți voi o idee acolo despre preț, pentru că n-aș vrea să spun ceva greșit.
Un alt produs pe care l-am folosit este acest cleanser sub formă de spumă. Este un cleanser purifiant ce nu se potrivește tenului uscat, doar că uneori mai folosesc produse, eu nu sunt genul care să risipească. Dacă există produsul ăsta, nu știu, pe care l-am luat pentru iubitul meu care are un ten gras, el tinde să nu le folosească, eu le cumpăr și nu prea le folosește, atunci le folosesc eu. Bineînțeles să fie ok, cât de cât potrivite pentru tenul meu. Dacă sunt total nepotrivite, cum ar fi ceva pe bază de acid salicilic sau ceva mult prea agresiv, nu folosesc. Dar acesta a fost ok. Voiam să vă spun pe bază de ce este. Uite, turmeric. Și spune că are rolul de a curăța și de a purifica pielea. Și cam atât. Nu am mare lucru de spus despre produs. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la el este că eu l-am ținut pe cadă și l-am folosit în duș, având o formulă din aceasta spumoasă. Mi se părea că îmi dădea o senzație plăcută atunci când stăteam în cadă și era toată spuma de la gelurile de duș. Se pare că era așa, armonios, să zicem, ca textură. Este foarte plăcută. Dacă nu tolerați variantele acelea de tipul gel, pentru că știu persoane care nu tolerează acea textură, varianta aceasta spumă este chiar foarte plăcută. Seamănă ca senzație cu gelurile de duș de tip spumă de la Rituals, mi se pare. Nu ca miros, mirosul este natural. Curăță tenul destul de bine, dar pot să spun că nu-l curăță la fel de bine precum un cleanser, nu știu, de la CeraVe, să zicem. Nu are aceeași putere de curățare. Dar overall chiar este un produs bun și are o textură diferită față de clasicele cleansere pe care le folosim în mod normal. Mai departe, o să vorbesc despre produsele de la Synergy Therm. Synergy Therm este un brand românesc. Tocmai de aceea am urmat așa o rutină completă, să zicem. Am folosit diferite produse de la ei. Acum le am pe acestea. Mai folosesc și retinalul de la ei, care trebuie să vă mărturisesc că îmi place foarte mult. Și apa termală. Sunt două produse care îmi plac foarte mult, dar că încă nu le-am terminat. Pot să zic că retinalul este un produs spornic, cred că se spune, durează destul de mult și este și un retinal încapsulat. Despre aceste produse, o să le iau pe rând, am o părere ușor diferită. Am avut această cremă Age Proof, 24 de ore Skin Supply Technology cu acid hialuronic 1%, cu enzima Q10, vitamina A și E. Mi-a plăcut foarte mult combinația, să zicem, în momentul în care am ales să achiziționez acest produs, doar că se termină extrem de repede, rămâne destul de mult produs, nu știu dacă vedeți, în ambalaj și nu pot să zic că a fost suficient de hidratant pentru ce aveam eu nevoie. Pot să zic că este un produs potrivit mai degrabă poate pentru un ten normal. Nu aș ști să zic dacă pentru un ten gras poate ar fi potrivit, dar cu siguranță pentru un ten destul de uscat, cum este tenul meu, nu a funcționat, nu m-a hidratat suficient. Ingredientele sunt foarte bune, brandul este foarte fain, nu am nimic de spus, doar că nu a funcționat pentru mine această formulă și nu mi s-a părut un produs spornic pentru prețul pe care îl are. Cred că era undeva la 80-90 de lei doar această cremă de 50 de mililitri. Cumva, nu știu de ce, s-a probabil și formula asta de, cu pump așa, mă determină pe mine să folosesc mai mult produs, nu știu exact să vă zic, pentru că, da, la jumătate de preț am luat o cremă de la Isntree de 100 de mililitri, care este mult mai hidratantă, să zicem, da. După care am încercat și acest serum, Radial Skin Reform Serum, cu flower, lotus flower extract, hyaluronic acid, niacinamide și retinol. Eu am deja toleranță la retinol și atunci îl foloseam dimineața împreună cu crema hidratantă și cu serul de acid hyaluronic sau această loțiune care m-a ajutat să-mi completeze lipsa de hidratare de la aceste produse în perioada respectivă și îl toleram destul de bine. Înțeles că aplicam SPF, eram foarte atentă la treaba asta. Dar cred eu că e potrivit pentru persoane între 20 și 30 de ani, care încă nu ajung, 20 și 25 de ani, cel mai bine spus, care încă nu ajung să folosească retinol. Cred că ar fi o variantă super bună care conține diferite substanțe active, să zicem. Deși eu sunt pro
separare, așa să zicem. Adică prefer să am crema cu rolul ei de hidratare și serumurile să le iau separat, tocmai pentru că beneficiez de o concentrație mult mai mare. Nu sunt neapărat fan serumuri cu mixuri. Și mi s-a demonstrat treaba asta că nu exista neapărat un efect sau nu simțeam o diferență și nu simțeam că cele două împreună mi oferă hidratarea de care am nevoie. După care, alternativ, foloseam în alte zile vitamina C Radiant Serum, tot de la Synergy Therm. Știu că conține o formă de vitamina C, uite că îmi scap acum, în clipul despre vitamina C din seria Learn Skincare v-am explicat exact despre ce este vorba, puteți să mergeți acolo și vă explic și de ce această vitamina C nu este suficient de eficientă. Este o formulă care nu e studiată, este un derivat de vitamina C, care nu ar avea un efect asupra pielii pe care îl promite, să zicem așa. Îmi pare rău că nu mi-amintesc acum să vă spun exact forma de vitamina C, dar în orice caz, da. Poate pentru un începător poate fi foarte bună pentru că este foarte bună de cutenul pentru acomodare. Pentru mine folosesc de ani de zile vitamina C, clar nu este o variantă care să mă ajute. În acest moment, de exemplu, ca să vă dau și o variantă, folosesc Geek & Gorgeous vitamina C, cred că este, sper să nu greșesc, 15% vitamina C, cu acid ferulic și vitamina A, sper să nu știu, vitamina A sau E, combinația aceea care ajută la absorția foarte eficientă a vitaminei C. Astăzi am așa un lapsus, să zicem, la anumite în privința anumitor informații, pentru că am avut așa o pauză în toate, am avut nevoie de o pauză și cumva m-am detașat de toate informațiile astea. Un alt produs care mi-a plăcut foarte mult, pe același plan cu produsele de la Hada Labo, și el e acolo în top, este crema de ochi de la Dr. Hedison. Sunt persoane că mi-a scris cineva că, n-aș vrea să spun exact greșit, dar cred că dădeau senzație de albire sau că avea o reacție alergică, nu știu dacă am reținut foarte bine, deci nu este potrivit pentru toată lumea. Știu că tipa respectivă are tenul uscat, la fel ca mine. De aceea, mi se demonstrează încă o dată faptul că dacă mie mi se potrivește un produs, poate ție nu și invers, dar poate ne cresc șansele dacă avem fix același tip de ten, zic și eu, că eu așa aleg produsele și țin cont de recomandări. Mă interesez și mă informez să văd ce tip de ten are persoana respectivă. Eu am un ten uscat și sensibil. Ei, pentru mine, crema de la Dr. Hedison este sub formă de gel, peptide 7 Real Eye Balm, se numește. Este cea mai bună cremă, by far, dintre toate cremele de ochi pe care le-am folosit, nu știu, de habar n-am, de peste aproape 10 ani, de când tot testez tot felul de produse. Este un produs spornic. El are 30 de mililitri, așa cum au multe produse, dar ceea ce este spornic este această textură. Ceea ce îl face spornic este textura. E o textură de gel care hidratează extrem de tare. Chiar dacă îl masezi și insiști, el tot rămâne, păstrează acea hidratare a pielii, mai ales din zona aceasta, din zona de sub ochi. Nu știu, nu am cuvinte să spun cât de bun este acest produs. Îmi durează cam două luni și chiar. De aceea îmi place foarte mult. De obicei o cremă de ochi nu am acum. Îmi durează maxim o lună, dar aceasta, da, este foarte utilă. Eu aplic cremă de ochi și dimineața și seara. Este un preț destul de mare, cred că este undeva la 120 de lei pe acolo, ca să vă faceți o idee, dar în general cremele de ochi sunt mai scumpe. Știu că nu e considerat un produs must have, doar că eu simt tot timpul că am nevoie de un plus de hidratare pentru zona ochilor și simt că acest produs parcă e special formulat pentru acea zonă și că mi-oferă acel plus de hidratare. Dar trebuie să recunosc că ce mai făceam eu este să aplic această loțiune, deși știu că nu se aplică, dar eu o aplicam și în zona aceasta și dacă aplicam simplu crema de la Hada Labo era suficient. Dar dacă sunteți pasionate și vă doriți extra hidratare și vă place treaba asta cu rutina de skincare, ceva în care investiți, eu zic că această cremă merită încercată. Nu cred că se potrivește unui ten gras, pentru că e foarte hidratantă, dar eu mă refer aici strict la produsele care mi se potrivesc tenului meu.
Un alt produs care e mega vedetă pe TikTok și pe tot internetul este Cicaplastul de la La Roche-Posay, bineînțeles. Cicaplast Bombay 5 Plus, ca să vă spun exact toată denumirea. Conține pantenol, nu o să vă citesc toate aceste ingrediente. Ideea e următoarea, este un produs foarte blând, pe care l-am cumpărat inițial pentru a-l aplica pe zona antebrațelor, din câte am înțeles am o foliculită. Am primit de la dermatolog un tratament pentru foliculită pe care nu l-am găsit niciunde. Uite că nici nu mai știu cum se numește. L-am căutat atât de mult încât nu mai rețin în momentul ăsta. A trecut vreo lună de când îl tot caut. Poate ar trebui să revin să-l mai caut. Și în paralel ar trebui să folosesc și o cremă hidratantă. Fie aceasta, fie mai am Cica, nu știu exact cum se numește, de la Aven. Am folosit-o și pe aceasta, este foarte blândă și menține pielea extrem de hidratantă, nu mi-a vindecat foliculita, bineînțeles, dar m-a ajutat să mențin pielea extrem de hidratată. Știu că nu se folosește, însă eu am aplicat-o și pe ten, pentru că știți perioadele alea de la sfârșit de lună sau ceva când ți se termină crema și vrei să aștepți să se termine și alte produse, să-ți iei cu tot o nouă rutină, cel puțin în cazul meu așa e haos când se termină un produs înainte de celelalte și nu mă pot hotărâ ce să fac. Ei, aveam această cremă și am aplicat-o și pe ten și trebuie să recunosc că mi-a prins foarte bine. Este extrem de grasă, are mai degrabă o textură precum cea SPF-ului, pot să vă zic. E destul de neplăcută la aplicare și intră foarte greu în piele, asta trebuie să recunosc. Cred că asta nu mi-a plăcut la produs. Este extrem de hidratant, doar că pielea rămâne foarte sticky, ceea ce, de exemplu, înainte de fondul de ten chiar era nice, dar trebuie să ai răbdare atunci când o aplici, pentru că e o textură foarte densă și intră foarte greu în piele. Dar este un produs super bun, chiar ți-l recomand, mai ales dacă, de exemplu, ai zone mai sensibile, cum ar fi zona axilei. La mine am aplicat o perioadă pentru că tindeam să fac alergie de la deodorante. Și atunci m-a ajutat, chiar m-a ajutat. Așa, după care începem categoria retinol-retinal, în cazul acesta retinol. Înainte să încep să folosesc retinalul de la Synergy Term și urmează să vreau să-l testez și pe cel de la Geek & Gorgeous, am folosit retinol, bineînțeles. Retinolul fiind o variantă mai slabă, o formă mai slabă de vitamina A, retinolul fiind cea mai puternică, să zicem așa. Am folosit prima dată, pentru începători așa, acest Resurfacing Retinol Serum de la CeraVe. Îmi place foarte mult faptul că e o formulă încapsulată. Mi se pare că e potrivit atât pentru un ten sensibil, ten uscat, ten gras, pentru începători în trale retinolului, este perfect. Dacă vreți să aflați mai multe despre retinol, iarăși în seria de Learn Skincare am acolo un video care chiar o să vă ajute și aveți toate informațiile de care aveți nevoie. Există un playlist la mine pe canal și găsiți acolo. Am făcut o research ca la carte, deci mergeți cu încredere. Acest retinol conține ceramide și niacinamide. Ceramidele niacinamidele, ne ajută să diminuăm riscul de iritare, pentru că știți că asta, practic asta poate să fie reacția utilizării retinolului, mai ales dacă nu-l folosiți corect, pentru că la început se aplică treptat. Puteți să începeți inclusiv de la o aplicare sau maxim două pe săptămână, dacă știți că aveți un ten foarte sensibil. Pot să vă confirm că eu foloseam acest produs și eu am un ten ușor sensibil, nu este foarte sensibil, mai ales în zona aceasta, a pometelui. Și nu am avut niciodată nicio problemă. Deci este un produs perfect pentru începători, vi-l recomand. Nu are un preț exagerat. Știu că e recomandat și de dermatologi, îl folosește foarte multă lume. Cred eu că e un produs, cum am zis, bun pentru începători sau pentru tineri. Tineri în sensul, nu știu, după 25 până maxim 30. După 30 de ani nu consider că e un produs pe care să-l folosiți așa ca într-o rutină constantă. Cred că aveți nevoie de o formă de retinol un pic mai puternică. Eu, de exemplu, am 29 de ani și nu mai este un produs potrivit pentru mine. L-am folosit doar la început. Și am mai folosit un retinol de la The Ordinary, 0.2% în scoalan.
este water free, este o formulă 100% pe bază de ulei, se ține în frigider, pentru că eu nu înțeleg de ce se formulează retinolul astfel, când ai putea pur și simplu să-l ții încapsulat, dar întrebarea asta o am și la vitamina C, nu prea înțeleg de ce. A trebuit să-l țin în frigider, ce era destul de incomod seara când voiam să fac rutina de skincare, du-te, ia retinol, întoarce-te și tot așa, mai ales că trebuia să-l aplic înainte, fiind un ulei care hidrata intens. În general, eu am observat că o formulă pe bază de ulei, în cazul meu, poate să-mi determină reacții, să zicem, acneice, poți să am erupții acneice minime. Nu s-a întâmplat, dar nu sunt mare fan al uleiului pe ten în general, pentru că am observat asta de-a lungul timpului. E un produs bun? Da, e un produs perfect pentru persoanele cu un ten foarte uscat, aș putea spune, și care sunt începătoare între ale retinolului. Varianta aceasta, pentru că vă recomand pe aceasta, nu gran activ, cealaltă variantă de retinol pe care o au ei, de derivat de retinol, vă recomand pe aceasta și o găsiți în 3 concentrații, 0.2%, 0.5% și 1%. Cred că dacă vă împăcați bine cu varianta aceasta ulei, cred că este perfect să-l folosiți. Poate o să mai revin și eu în sezonul rece. Mi se pare că atunci e perfect să aplicați varianta aceasta pe bază de ulei. Acum, vara, rețineți-l pentru iarnă, dacă aveți tenul uscat. Perfect. Și nu are, în afară de squalan, care în sine ar trebui să evite iritarea tenului, nu are alte elemente, cum ar fi, cum a fost cel de la CeraVe, care avea niacinamide și ceramide, care să calmeze pielea, acesta nu are. De aceea eu aplicam o cremă înainte. Am dat 37 de lei pe acesta. O să continui cu produsele de make-up. Sunt foarte puține pentru că eu nu mă machiez excesiv și mă machiez destul de rar. Am un fond de ten de la L'Oreal True Match Nude. Este acest Plumping Tinted Serum, pardon, scuzați bâlbâierile, cu 1% acid hialuronic. Arată așa. Știu că există în gama aceasta de fonduri de ten de la L'Oreal True Match, gama aceasta. Eu am folosit varianta, nu serum, varianta simplă. Mi s-a potrivit mănușă. Cred că o să-l recumpăr după ce-l termin pe cel pe care îl folosesc acum de la Bourjois Healthy Mix. Și am tot auzit că varianta aceasta ar fi chiar mai bună decât aceea, pentru că ar fi mai lejer, ar fi mai glowy, având acid hialuronic. Cred că și celălalt avea, dar și acesta având un mix de fond de ten cu serum, ar trebui să fie extrem de hidratant. Eram mega încântată și am vrut să-l încerc. Dacă vă doriți ceva extrem, dar extrem de fluid, este o textură foarte lejeră, nu știu dacă mai este aici, și ceva foarte delicat. Uite, mi se pare un fond de ten bun pentru adolescente, pentru un machiaj foarte natural. Vă recomand acest fond de ten. În schimb, mie mi s-a părut că totuși are acoperirea mult prea mică, era mult prea fluid și era neplăcut la aplicat. Mi se pare că era atât de umed la aplicare, încât nu funcționa să-l aplic cu burețelul. Dacă l-aplicam cu pensula, iarăși era foarte lichid. Eu cred că ăsta e un fond de ten care merge aplicat cu mâna, sincer, având și serum în el. Uite că nu am încercat varianta asta, dar nu pot să zic că mi-a plăcut atât de mult. Nu este un fond de ten rău, nu mă înțelegeți greșit, dar pentru preferințele mele în ceea ce privește textura și modul de aplicare, nu a fost potrivit. Și se termină extrem de repede. L-am folosit 2 săptămâni, ceva de genul, și era terminat și a fost o perioadă în care m-am machiat de 3-4 ori maxim și într-adevăr l-am terminat. Nu mi s-a părut, adică în comparație cu True Match-ul celălalt, îmi place mai mult True Match-ul celălalt. Adică nu vreau să se înțeleagă că este un produs prost sau de proastă calitate, nici vorbă de așa ceva, doar că nu mi s-a potrivit mie și dacă vă doriți ceva mai multă acoperire, dar în continuare să nu fie foarte multă acoperire, sper că înțelegeți ce vreau să zic, și să fie dewy, dar să diminueze un pic din textura aceea pielii, atunci cealaltă variantă este mai potrivită pentru voi. Mai departe, mai am 2 concealere care nu pot să zic că mi-au plăcut. Prima dată este acesta pe care l-am luat din Primark, PS, sau cum ar trebui să zic, My Perfect Color, varianta aceasta.
E un produs care se adună foarte mult în pleoapă, crapă foarte ușor, nu are acoperire aproape deloc. Deci, practic, este inutil, aș putea să zic. Îmi pare rău să spun asta, dar chiar îl vedeți că nu este folosit. E aproape plin. Nu este folosit aproape deloc pentru că nu e ce trebuie. Nu e un produs potrivit pentru mine și aici scrie că are medium coverage. În niciun caz nu există varianta asta. Eu am avut culoarea porțelan. Nu știu ce porțelan am ales eu, dar arăta ca nisipul crăpat vara, cam așa. Nu, deci nu vă recomand acest produs, îmi pare rău. Văd că este și cruelty free, nu știu dacă, eu nu i-aș da o șansă. Sunt produse de la Essence sau L'Oreal sau știu eu care sunt mult mai bune, sau Maybelline, habar n-am. Într-adevăr, a avut un preț foarte mic, dar nu m-a ajutat cu nimic. După care am mai luat de la Physicians Formula, s-a șters aici. Acest concealer, cred că este comandat de pe Notino, dacă nu mă înșel. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta de neutralizare a culorii. În momentul în care aveți, nu știu, pete pigmentare, nu neapărat, pete roșii, zone roșii sau ușoară acne incipientă, m-am gândit eu că pot neutraliza culoarea cu această variantă și mi s-a părut, nu știu, potrivit. Pentru că are o textură lejeră și nu o acoperire foarte mare. În schimb, acoperirea este zero. Nu pot să zic că se usucă, doar că nu are acoperire aproape deloc și mi se pare, nu știu, un produs inutil. Nu face nimic, efectiv. Îmi pare rău să spun asta. Pentru mine nu a funcționat. Poate funcționează pentru femei care au un ten porțelanat așa destul de impecabil. Eu mai am zone cu defecte, să zic, și fiind și uscat, nu este un produs potrivit pentru mine, parcă nu se așează cum trebuie pe față, parcă se adună, nu crăpa, dar se aduna, din ce am observat eu, și nu avea acoperire. Deci, pentru mine, e un nu, acest produs. Și mai am gama aceasta, pe care am primit-o într-un calendar advent, că vedeți că sunt mini, am avut foarte multe variante, atât varianta de rujuri mate, cât și uleiuri de buze, dar și butter gloss-uri din acestea. Culoarea aceasta a fost preferata mea, Angel Food Cake. L-am terminat, mi-a rămas acolo, dar e terminat de mult timp. E culoarea mea preferată. O să încerc să caut varianta full size, să le recumpăr. Sunt foarte, foarte faine luciurile acestea de buze de la NYX. Chiar vi le recomand. Și uleiurile de buze îmi plac foarte mult. Am și varianta fără culoare și varianta ușor tinted roz, așa. Foarte faine. Și rujurile mate au o culoare extrem de pigmentată și sunt foarte frumoase, doar că acelea se usucă foarte tare și le prefer pe cele de la Maybelline Vinyl Link mai mult. Dar butter gloss-urile sunt minunăție, minunăție, și varianta aceasta Angel Food Cake este o nuanță superbă pentru tipele cu ochi albaștri, un ten relativ alb și, nu știu, șatene blonde. Deci e superb. Superb, superb, superb. O să continuăm cu produsele pentru îngrijirea corpului. Eu, de pe la vârsta de 90 ani, m-am confruntat cu vergeturi pentru că m-am înălțat foarte mult, am avut mai departe, după adolescență, la maturitate, oscilații de greutate și atunci tot timpul a fost nevoie să mă hidratez intens, ceea ce trebuie să fac și acum, dar trebuie să recunosc că obosești la un moment dat, credeți-mă că am o vârstă, 29 de ani, și dacă te gândești că am început să mă hidratez intens, nu de la 9 ani, că nu aveam eu atunci creme, dar nu știu, pe la 11, 12, 13 ani, cred că deja mama a început să-și cumpărase tot felul de produse de hidratare și atunci, clar, am obosit să-mi tot aplic creme și caut formule care să fie ușor de aplicat, care să nu presupună să masez pielea foarte mult timp, pentru că nu-mi place senzația aceea de gras pe piele în timpul zilei. Seara e mai ok, dar în timpul zilei în niciun caz nu tolerez și atunci caut formule, cum este și aceasta de la The Body Shop, Body Yogurt, aceasta este cu căpșune, For Normal to Dry Skin, piele normală și uscată, pardon, și se absorbe rapid și își menține hidratarea, zic ei, pe parcursul la 48 de ore. Mi-a plăcut foarte mult acest produs, în momentul acesta am 70 de creme, deci intenționez să-l recumpăr, doar că poate găsesc un miros un pic mai
luxuriant, așa, un miros mai plăcut, nu știu, un mosc combinat cu vanilie sau știu eu, ceva, santal. Nu știu exact, m-am uitat să văd ce gamă de arome, de creme au ei, dar o să mă uit. Știu că aveau ceva cu vanilie, m-am uitat la ei. Au foarte multe variante de creme super faine, vi le recomand. Și îmi place foarte mult textura. Vedeți că mai e un pic aici. Ah, ce bine miroase, Doamne! Miroase ca o cremă, ceva de căpșune, nu știu, Doamne ferește, e super bun. Super, vedeți, super bun, că mă duce cu gândul la cu o cremă tartinabilă, nu. Doamne ferește, stați departe de așa ceva, că știu că au mai existat situații cu diferite produse. Dar miroase foarte bine. Și ce îmi place e o textură aproape gelatinoasă, care intră foarte repede în piele și îmi permite mie să mă hidratez rapid. Rapid. Deci am atât crema de mâini, cât și am avut și gel de tuș din gama aceasta și cremă de corp. Toate mi-au plăcut foarte mult și în general vă recomand produsele de la Body Shop pentru că sunt vegane. Sunt și o idee foarte bună de cadou, zic eu. După care, încă două produse care să mă ajute tot așa în hidratare, pentru că pentru tratamentul vergeturilor știți că nu există neapărat o soluție. Acestea sunt recomandate de un dermatolog și anume masajul cu un ulei de migdale de preferat. Eu l-am luat pe acesta de la Savio, ulei de migdale dulci. L-am găsit în BBTI pe acesta, dar cred că îl găsiți peste tot. Știu că au produsele și în supermarketuri, dacă nu mă înșel. Masaj cu acesta pe zonele afectate și apoi folosiți această formulă de la Lierac, Phytolastil Solution, dar să aveți grijă să alegeți varianta pentru tratarea vergeturilor, pentru că există și pentru varianta de prevenție. Și produsul este destul de scump, este undeva la 130 de lei, din ce am găsit eu pe piață. Arată așa, formula este foarte plăcută, gelatinoasă, hidratează intens și e fresh așa, deci nu văd senzația de uleios de încărcat. Doar că, disclaimer, se termină foarte repede produsul dacă aveți suprafețe mari de acoperire. Dacă aveți suprafețe mici, chiar vă recomand produsul. Cred că e cel mai bun produs pentru hidratare, vergeturi, ce vreți voi, pe care l-am testat. Din câte vedeți, puteți să folosiți, deși e cu cumpiță, foarte mult din produs. Și acum, elefantul din cameră trebuie abordat. Nu mi-a diminuat vergeturile, nu mi le-a eliminat, dar cel puțin a stopat dezvoltarea lor. Pentru că dacă te hidratezi, te ajuți. Atât prin a bea apă, cât și prin a te, să zicem, hidrata pe exterior, ați hidrata pielea. Dar trebuie să recunosc că la mine nu s-a oprit niciodată, având o piele foarte sensibilă. Cred că ține și de felul în care e construită pielea ta, nu știu, habar n-am. Și de tendința de a dezvolta sau nu așa ceva. Și mai am această pastă de dinți, care ține cumva de îngrijirea noastră în general. Care nu pot să zic că mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut când am văzut că e cu lămâie. Îmi place tot ce e cu lămâie. Pentru corp, parfumuri, dulce, de mâncat, orice e cu lămâie, mie îmi place. Și am zis să o încerc. E cu lămâie și mentă de la Nordix. Am luat-o din BBT. Este o pastă de dinți fără flor, organică. E o pastă de dinți foarte ok. Doar că nu are aceeași aromă super fresh. Mie asta nu mi-a plăcut la ea, că era așa. Deci nu simțeai că te speli pe dinți. Dacă nu suportați gustul de pastă de dinți, în general, asta e genială. Varianta asta chiar e super bună. Deci pot să zic că mi-a plăcut, dar nu e cum e cea de la Himalaya Mint Fresh, cred că se numește. Aceea e pasta mea de dinți preferată. Place foarte mult. Și acum am ajuns la una dintre categoriile mele preferate după produsele de skincare, și anume produsele de îngrijire a părului. Și voiam să vă arăt gama mea preferată din tot ce am testat de-a lungul timpului. Cel mai mult îmi plac produsele de la Joico. Nu am testat altă gamă, doar pe aceasta Hydra Splash. Știu că mai există una, Moisture Recovery sau ceva de genul. Cred că aceea va fi următoarea pe care o voi încerca. Dacă nu, eu o să rămân la aceste produse, și anume șampon, balsam și mască. Nu se vede foarte bine acolo. Sunt trei produse care îmi mențin părul foarte mătăsos, din ce am observat, hidratat și cu volum. Îmi oferă tot ce am nevoie, mai ales că este o formulă care hidratează părul și este pentru păr uscat, dar și subțire. Eu mă confund cu treaba asta, am un păr creț uscat și subțire, care necesită hidratare constantă. Nu am nimic de spus decât de bine.
Durează destul de mult produsele, au un preț mediu, aș putea spun. Cred că este un produs profesional, dacă nu mă înșel. Îl găsiți și la Expert Beauty. Ceea ce pot să vă confirm este că pentru aceste două variante de șampon și conditioner și balsam e nevoie să cumpărați două măști, eu mai avut una. Cam atât, îmi descurcă părul foarte bine, se aplică foarte frumos, au o textură fluidă, așa gelatinoasă, dar nu foarte densă. E o textură medie, nici foarte lichidă, nici foarte densă, plăcută, se aplică ușor. Nu e nevoie să aplicați cantități considerabile de produs. Îmi plac foarte mult, am numai de bine de spus, le-am tot recomandat și vi le recomand dacă aveți părul asemănător cu al meu, mai ales că sunt produsele mele preferate. După care un alt produs care îmi place foarte mult și mă ajută este această mască de păr pe care o aplic după spălare. Eu aplic atât masca de la Joico și apoi aplic și acest produs și pe parcursul săptămânii mai aplic un ulei de păr. În momentul acesta îl folosesc pe cel de la Alpha Parf și îmi place foarte mult. Nu l-am recumpărat momentan, fiind un produs care are un preț măricel, știu că e mare prețul, 100 și ceva de lei și se termină destul de repede în cazul meu. Produsul meu absorbe foarte mult produs, este și un păr foarte lung și atunci e necesar mult produs, nu știu, 6-7 utilizări să fie aici, maxim 10 utilizări, maxim, dar nu cred că e. Are 12 efecte benefice, știu că hidratează, te ajută să-ți descurci părul. Eu pentru hidratare l-am luat și îmi place foarte mult. Nu am nimic de spus decât de bine. Mă gândeam că poate ar fi interesant să recumpăr această mască împreună cu uleiul lor, dar asta ar însemna ca undeva la 300 de lei. Sunt niște produse destul de scumpe, v-am spus. Dacă e o zonă în viața mea în care să investesc, aceea e îngrijirea aceasta a părului și a pielii, a, nu știu, skincare-ul și haircare-ul sunt pentru mine și niște pasiuni și investesc în ele pentru că, din păcate, eu am nevoie de extra ajutor pentru a menține totul hidratat. Având păr uscat, ten uscat, am nevoie de treaba asta. Și ăsta e unul dintre produsele la care apelez cu drag pentru că își face treaba foarte bine. Și ultimele produse sunt două produse de la Revox pe care le-am încercat. Sunt pentru păr, bineînțeles. Avem un produs pentru scalp, pentru hidratarea scalpului cu peptide, pentru hair density, creșterea părului. Țicluța e destul de mică. Am folosit-o cam 2 săptămâni, aplicam câte 2 picături pe diferite zone ale scalpului. Este extrem de lichid și trebuie să aveți grijă că se scurge foarte mult în toate părțile. Nu e comod de aplicat, să aveți grijă să aplicați o picătură, să masați. Cam așa, dar eu nu am văzut nicio diferență, probabil e nevoie să îl folosești o perioadă de timp mai îndelungată, cel puțin 3 luni sau ceva de genul. Eu prefer să... am vrut să-l testez, dar nu pot să zic că sunt un mare fan al produsului și nici nu pot să dau un feedback negativ nefolosindu-l pe termen lung. Puteți să-i dați o șansă. Eu prefer să folosesc forcapil și să am grijă din interior, ca părul meu să crească. Și un alt produs pe care l-am folosit este Revox Plex, un ulei de păr cu o textură destul de lejeră, nu încarcă părul mult, deci dacă aveți un păr care se îngrașă destul de ușor, cred că aceasta este o formulă bună pentru voi, este destul de lichidă, hidratează, dar nu extrem de tare, mi se pare perfectă, pentru mine nu a făcut mare lucru, nu pot să zic că nu hidrata, dar eu având un păr extrem de poros, care necesită tonă de ulei ca să-l hidratez, clar, acest produs nu m-a ajutat și nici cantitatea sticluței, să zicem. Știu că nu au o cantitate mai mare, nu e potrivită dacă aveți un păr uscat, nu știu, vopsit, blond sau ceva. Asta e un produs pentru fetele, nu știu, fetele cu părul, fetele femeile, nu contează, care au părul normal, să zicem, și au nevoie de o hidratare așa ușoară, pe vârfuri. Deci e perfect pentru voi acest produs. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. V-am zis părerea mea sinceră despre toate aceste produse. O să mă interesez să văd unde să merg să reciclez aceste produse. Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Eu sunt din București. Să-mi spuneți dacă știți în ce mall sau unde să mă duc să pot recicla toate aceste ambalaje. O să vă scriu pe story pe Instagram. Vă invit să mă urmăriți și acolo pentru că organizez periodic giveaway-uri și am tot felul de postări informative sau inspiraționale. Și o să postez acolo dacă găsesc și vreau să găsesc un loc unde să reciclez toate aceste ambalaje. O să vă rog să-mi spuneți dacă vă plac aceste clipuri, dacă sunt utile pentru voi și atunci o să continui să le fac cu mare drag.
Și cam asta e. Și o să vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați testat vreunul dintre aceste produse și dacă vi se potrivește sau nu, să facem schimb de păreri. Că poate mie mi se potrivește și vouă nu și... sau invers. De ce nu? Cam asta este pentru astăzi. O să vă las mai departe două clipuri aici, dacă vreți să rămâneți alături de mine și să mă urmăriți mai departe, să aflați tot felul de informații sau să vă inspirați din daily vlogurile pe care le fac săptămânal în fiecare duminică de la ora 19 și miercuri, așa cum a fost și astăzi, ne vedem cu un clip așa puțin diferit, cu, nu știu, discutăm despre skincare, diferite hauluri sau rețete, tot ce ține de zona de sănătate și îngrijire. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, vă pup ca de obicei și vă încurajez să mă urmăriți și să-mi dați un follow dacă v-a ajutat sau v-a plăcut acest clip. Bye!